Ne întoarcem în studiul nostru pe Cartea Evrei, la capitolul 13. Data trecută am reușit să parcurgem porțiunea de text de la versetul 1 până la versetul 6 și am observat cum Dumnezeu consideră că ar trebui să arate etica credincioșilor în nouul legământ. Au fost trei domenii mari despre care autorul cărții evrei ne-a vorbit în versetul 1 până la 3, ne s-a vorbit despre dragostea frățească. Al doilea domeniu etic este căsătoria și al treilea relația noastră cu lucrurile materiale, cu banii. De la versetul la 6 până la versetul 21 chiar, autorul începe să descrie, să ne prezinte câteva repere, câțiva piloni, câteva aspecte elementare legate de adunarea de biserica noului legământ. În capitolul 12 vă aduceți aminte că autorul spunea că ne-am apropiat de biserica celor întâi născuți, am intrat într-o altă comunitate, într-un alt popor. Chiar pasajul din, pe care îl avem înaintea noastră, capitolul 13, ne vorbește despre o ieșire afară din tabără, adică din iudaism, o ieșire afară din tabără. Pentru a face parte din altă comunitate, de exemplu, versetul 12, Iisus a murit ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, da? Hristos a creat o altă comunitate, o altă biserică. Și cum ziceam, de la versetul 7, uh, uh, am putea să spunem chiar până la final, aproape, autorul ne vorbește despre modul în care există, modul în care trăiește această comunitate nouă. Și rând pe rând, dacă Dumnezeu ne va da viață, ne vom uita la diverse aspecte elementare, fundamentale legate de această biserică, această nouă comunitate. Da? Deci aveți în vedere ca titlu mare sau ca subiect principal biserica. Despre asta vorbește autorul înainte și cred că este foarte important pentru noi, mai ales că este o carte care vorbește într-un mod special, prin excelență, despre nou legământ, despre trecerea de la iudaism, de la vechiul popor al lui Dumnezeu la nou popor al lui Dumnezeu, la biserică, este uh, un o carte importantă, un pasaj important pentru că ne arată cum trebuie să arate biserica. Dacă vrei, sunt multe pasaje în Sfânta Scriptură. Dar acesta este un pasaj care ne prezintă în linii mari cum trebuie să arate biserica. Și aș vrea să vă sugerez câteva puncte majore pe care nu le vom atinge în dimineața aceasta, dar care să constituie așa un fel de jaloane prin care să umblăm în studierea acestui text. De exemplu, versetul, 2, versetul 7 ne vorbește despre mai marii noștri. Zice, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de vețuire. Aceștia sunt înaintașii care nu mai sunt. Da? Ei au un rol important în biserică, fiind modele sau pilde pentru biserică. Deci e bine să ne uităm înainte, înapoi la cei care au pus poate niște pietre de temelie în, în, formarea adunărilor locale prin faptul că au predicat cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne-am convertit prin ei. Versetul 8 și versetul 9 ne vorbește despre învățătura bisericii. Da? 7, și bisericii, versetul 8 și 9 despre învățătura bisericii. Există un principiu de bază în toată învățătura bisericii prin care poți verifica orice altă învățătură. Și vom vedea imediat care este. De la versetul 10 la versetul 14, versetul 10 și 11, Uh, și 12 ne descrie uh, lucrarea Domnului Isus Hristos prin care a format această biserică, da? Versetul 13 și 14 vorbește despre separarea bisericii. În cazul lor, biserica trebuia să se separe de iudaism. Iudaismul l a respins pe Hristos, continua să refuze pe Hristos și ei erau chemați, la fel cum Isus a suferit afară din Ierusalim, din Cetate, ei erau chemați să iasă și ei afară din sistem, afară din tabăra lui Israel. Ca să sufere o cara Domnului Isus Hristos. Deci avem înaintea și credinței, învățătura, înființarea Bisericii prin lucrarea Domnului Isus Hristos, separarea Bisericii de orice sistem care este împotriva Domnului Isus Hristos. Avem apoi, de la versetul, versetul 15 și 16, slujirea Bisericii. Și se descriu în două moduri foarte simple ce trebuie să slujim noi. Uh, pentru că astăzi, vedeți, sunt tot felul de daruri și de slujbe. Unul slujește la fum unul slujește la sunet, unul slujește la... Fiecare zice, doamne, am și eu o slujire. Trebuie să găsim niște repere biblice pentru a depista, domne, ce? Sau există această căutare? Cred o sinceră, în mare parte, după darul spiritual. Ce dar am eu? La ce m-a chemat Dumnezeu? Unii stau în biserică și se simt uh, uh, lipsiți de orice cadru prielnic pentru a sluji, pentru a-și folosi darul lor. La ce ne-a chemat Dumnezeu? La ce ne-a chemat Dumnezeu? Și pasajul descrie lucrul acesta. În versetul 17, se precizează din nou expresia mai mari voștri, dar de data aceasta cei care sunt acum în viață, da? păstorii bisericii, cei care spune aici, priveghează asupra sufletelor voastre. Și ne se prezintă cum trebuie să ne relaționăm la oamenii aceștia. Versetul 18 și versetul 19 descrie un alt element important al bisericii, un alt aspect, și anume rugăciunea, stăruința în rugăciune. Stăruința în rugăciune. Și versetul 20 și 21 uh, descrie uh, Procesul acesta de sfințire în care Dumnezeu a angajat biserica prin jertfa Domnului Isus Hristos și care va fi dus de el la desăvârșire. Așadar, vorbim despre biserică, despre adunare, despre eclesia, cei chemați afară, da, din iudaism, din vechiul popor al lui Dumnezeu, care l-a respins pe Dumnezeu prin persoana Domnului Isus Hristos. Vorbim despre această biserică și despre anumite elemente fundamentale, principale din ceea ce uh, constituie viața acestei biserici. Și începem în această dimineață cu versetul 7, care vorbește despre înaintașii bisericii. Spune așa, aduceți-vă minte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Dacă aveți Biblie înaintea dumneavoastră sau telefoane sau ce veți și vă puteți uita la versetele acestea, aș vrea să vă subliniez câteva cuvinte cheie. Să vedeți că mintea dumneavoastră va crea o doctrină biblică care se găsește în textul acesta și care poate la prima vedere nu, nu se observă ușor. Primul cuvânt este cuvântul. V-au vestit cuvântul. Al doilea cuvânt este cuvântul viețuire. Este vreo legătură între cuvântul Domnului și viețuire? Viața noastră? Purtarea noastră? Sigur că este. Al treilea cuvânt este credință. Zice urmațile, credința. da Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem viața pe care noi trebuie să o trăim, avem credința, credința în ce? În cuvântul despre care ni s-a vorbit, versetul 8, Iisus Hristos este același ieri și vezi. Ți se pare că e o ruptură între ce spune. Zice, măi, auziți, ascultați, aduceți-vă aminte de cei care v-au vestit cuvântul. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și nu zice urmați-le viața, ci urmați-le credința. Și versetul următor pare să rupă discuția și să spună Iisus Hristos este același era și în veci. Ce legătură este între Iisus, între credință, viețuire și cuvânt? Păi Iisus Hristos este Cel care e predicat în cuvânt, Iisus Hristos este Cel în care noi credem și prin Iisus Hristos trăim viața pe care au trăit-o și înaintea și noștri, da? Și apoi vorbește versetul 9 despre învățătura, învățătura străină versus învățătura adevărată, învățătura care este același lucru cu cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura aceasta care uh, se ocupă de inima noastră. Este bine ca inima să fie întărită prin har. Deci acestea sunt câteva elemente cheie din acest pasaj, care, de fapt, constituie ceea ce face Dumnezeu în viețile noastre. Prin cuvântul lui Dumnezeu ne este predicat Domnul Isus Hristos, da? Și prin predicator. Când îl primim pe Hristos, îl primim prin credință, El vine să locuiască în inimile noastre și întăirește inimile prin harul Lui. Asta este învățătura de bază creștină. Este Evanghelia descrisă. La versetul 7, la versetul 9, Evanghelia. Ai elementele fundamentale a Evangheliei. Ai niște oameni care au predicat Evanghelia, cuvântul l-au predicat pe Hristos, Hristos locuiește în inimile noastre prin credință și El toarnă, lucrează în viețile noastre prin hal. Ai Evanghelia descrisă foarte simplu la versetul 7, la versetul 9. Dar ne uităm în primul rând la înainta și bisericii, cei care au trăit înainte. Zice să ne aducem aminte de ei. Important să ne aducem aminte de ei. Vreau să vă atrag atenția însă în primul rând la o interpretare greșită asupra acestui pasaj pe care eu am avut-o până recent. Și interpretarea era asta. Eu așa am crescut cu ideea asta că pasajul acesta ne vorbește despre faptul că trebuie să evaluăm pe slujitori, chiar și pe creștini, în funcție de sfârșitul lor de viețuire. Adică să mă uit să aștept până la sfârșitul lui de viețuire și abia atunci să-l iau foarte, foarte în serios. Până atunci trebuie să fiu suspicios. Asta au fost Asta a fost în mintea mea. Da, te uiți la cineva și spui, da, apare el grozav, acum spune bine, lasă să vedem noi cum o să termine. Textul nu asta ne spune. Textul nu ne vorbește despre un criteriu de evaluare a slujitorilor sau înaintașilor noștri. Nu despre asta vorbește textul. Textul vorbește despre, nu despre o evaluare, ci despre luarea unor exemple. Ia auziți ce spune. Uitați-vă cu băgare de seamă, la sfârșitul felului lor de viețuire și urmațiile sau imitații, urmațiile exemplu. Despre asta vorbește textul. Textul nu spune să stai și să judeci. Hmm, da, da, să așteptăm totuși încă vreo 30-40 de ani, să vedem cum o să finalizeze. Nu despre asta vorbește textul. Textul spune iați din, din lumea aceasta creștină, iați ca exemple oameni care au finalizat bine. Dar vorbește despre a-i lua ca exemple. Nu spune numai mai băga pe nimeni în seamă până când omul nu dă de moarte. Nu asta spune textul. Da? Nu asta spune textul. Ci spune extrageți exemple din oamenii care au sfârșit în felul în care este descris aici. Cred că e ușor de observat pentru dumneavoastră și a vrut să mă asigur cei mai mulți comentatori spun că oamenii despre care vorbește textul aici, mai mari voștri, care v-au vestit în trecut cuvântul lui Dumnezeu, la a căror sfârșit trebuie să ne uităm sunt evident predicatori, că zice că au, predicat, că au vestit cuvântul lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât da, sunt creștinii, sunt predicatori, sunt vestitori a Evangheliei, au fost crmuitori în biserică pentru că îi numește mai mari voștri și ăștia au sfârșit viața. Dar au, auziți cum spune, uitați-vă cu băgare de seamă, nu spune la sfârșitul, lui, la sfârșitul lor de viețuire, ci la sfârșitul felului lor de viețuire. De sfârșit sfârșesc toți, dar care felul în care a sfârșit. Cei mai mulți comentatori spun că textul vorbește despre, și așa pare să spună textul, vorbește despre crâmuitori din biserică care au predicat cuvântul lui Dumnezeu și care au sfârșit într-un anume fel. În ce fel? Prin martiraj. Au fost omorâți. Și el spune, dacă vreți să vă luați niște exemple de oameni care au trăit prin credință și au sfârșit într-un anume fel, Luați-i pe ăștia care au plătit cu sângele lor pentru credința lor în Domnul Isus Hristos, da? Și avantajul nostru enorm în România este că la o aruncătură de piatră în spatele nostru avem oameni care au stropit cu sângele lor pereți închisorilor din România. Nu trebuie să ne uităm la 500 de ani în urmă sau la 3000 de ani în urmă, da? Ne uităm la 30-40 de ani în urmă, poate la bunicii noștri, la străbunicii noștri care au fost persecutați. De comuniști care au fost bătuți, care au fost băgați în închisoare. Avem oameni din bisericile noastre care au trecut prin traumele acestea, prin lucrurile acestea. Unii dintre noi avem avantajul chiar de a avea din familiile noastre oameni de aceștia, nu doar din biserică. Și spune scriptura pe ei să ne luăm ca exemple. Și există un efect, chiar aș spune, terapeutic, foarte sănătos, spiritual, terapeutic pentru noi. Să te gândești la oamenii ăia, să vezi cât de mic te simți. Dacă vreodată ai o impresie grozavă despre tine, fie că ești un creștin bun, că ești un predicator bun, că ai cunoștință multe, uită-te la oamenii aceia și să te simți o furnică spirituală. O furnică spirituală. Biblia ne îndeamnă, Biblia ne poruncește să facem lucrul ăsta, să ne aducem aminte de ei, să nu uităm de ei. Este o datoria noastră, v-ați gândit? Că este un imperativ al Scripturii, o datoria noastră să ne uităm la cei care au predicat Evanghelia în țara aceasta și care au suferit pentru credința lor. Și repet, este un har că Dumnezeu ne-a dat în țara asta oameni. Sunt țări care au trăit prosperitate zeci, multe zeci de ani și n-au avut oameni persecutați, oameni care să fi fost martirizați, omorâți pentru credința lor. Noi îi avem. Și este un păcat. Nu exagerez. este un păcat să uităm de ei. Biblia ne spune că este o responsabilitatea noastră să ne uităm la ei. Dumnezeu i-a ales nu doar ca să le dea o răsplată deosebită, pentru că vor avea o răsplată deosebită, i-a ales și a păstrat ca să fie repere pentru generațiile următoare. Să ne uităm la ei, da? Astăzi cred că într-un fel trăim o tragedie prin faptul că oamenii aceștia care au stropit cu sângele lor pereții închisorilor din România datorită regimului comunist, îți uitați. Îți uitați. Sunt foarte puțini oameni care îi mai bagă în seamă, care își mai aduc aminte de ei. Sunt care își aduc aminte de ei, dar mulți nu își mai aduc aminte de ei. Iar Biblia spune că e responsabilitatea noastră să ne aducem aminte de ei. Să ne aducem aminte de ei. Da? Pentru oamenii aceștia, așa asta am, meditând la textul acesta, m-am gândit, pentru oamenii aceștia, dacă te gândești la ce au produs în închisorile din România, într-un fel Dumnezeu i-a ales, i-a coborât într-un fel de mină spirituală. Au coborât foarte, foarte adânc, ei au, erau angajați de Dumnezeu. Într-un fel erau persecutați de comuniști, erau angajați lui Dumnezeu. Au coborât în niște mine spirituale foarte adânci și au ieșit de acolo cu niște comori spirituale pentru noi. Comori spirituale pe care generația mea nu le va produce nici dacă ar trăi 200 de ani. Pentru că trăiește în huzur, trăiește în lux, trăiește în confort, în scrifosismul mulți dintre ei nu pot să producă așa ceva. Dumnezeu a lăsat o perioadă în istoria acestei țări a României a coborât titanii aceștia a credinței în minele astea spirituale, au săpat acolo zeci de ani, au ieșit cu niște comori și ni le-au dat nouă. Și noi avem obligația, responsabilitatea de a ne uita la ceea ce Dumnezeu le-a dat acestor oameni. Au ieșit cu niște mărgăritare de acolo, cu niște comori spirituale fantastice, extraordinare, extraordinare. Eu mă înfior la vremea în care mă declaram creștin și ascultam uh, uh, muzică împreună cu frații mei de... Mi-groază numai să vă spun ce muzică ascultam. Creștină. Creștină. În timp ce în țara asta era produs atâta, atât de multă imnologie, atât de multă cântare valoroasă, extraordinară, care îți, nu doar îți mișcă inima, fără să ai nevoie de niciun fel de artificiu. Nu doar ți o mișcă, ți o transformă, pentru că acolo este bogăție de Cuvântul lui Dumnezeu. Când au ieșit oamenii ăștia. Și foarte ironic, de exemplu, dacă vă gândiți la Richard Wurmbrand Comuniștii aveau un stil în ăsta așa de malefic și de pervers, că s-o și între ei. Ei se curățau pe ei, era un sistem care se curăța pe sine. Și când a ieșit, de exemplu, Vurbra sau când a ieșit Nicolae Moldoveanu din închisoare, mulți din tartorii lor erau deja morți. Și Dumnezeu, parcă ironic, le-a mai dat zeci de ani în plus să trăiască. Cu bolile pe care le-au luat din comunism. De acolo. Mulți din tartorii lor s-au pocăit Mulți din tartorilor, uh, vorba în asta la, cap, la mult, multora din tartorilor care s-au pocăit și din închisoarele comuniști. Ei comuniști, în închisoarele comuniste, s-au convertit și au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Și au ieșit afară. Și au ieșit cu bogății de acolo. Și au ieșit cu niște bogății extraordinare, extraordinare. Ce avem astăzi? La ce se îndreaptă oamenii astăzi? Spre ce se îndreaptă oamenii astăzi? Sunt îndreaptă spre tot felul de oameni, de așa zici lideri, uh, mi se pare și ironic. Uh, se vorbește așa de mult asta despre lideri. cărți despre lider. Trei pași ca să găsești liderul din tine. Dom'le, ce cei mai slabi oameni, și cei mai incapabili oameni, toți trebuie să fii liderul în viața ta. Nu ne vezi în Biblia asta. Cărți de marketing religios. Cum să conduci? De management religios, de management al bisericii. Dacă e cartea asta, crești, tehnici pentru creșterea bisericii. Care de fapt preluarea market marketingului eficient din marile corporații și aducerea lui în biserică, ca să ai o biserică prosperă, care să crească. Și oamenii aceștia sunt uitați, sunt uitați. Și sunt uitați și nu doar sunt uitați, sunt luați în deredere. Cineva îmi spunea, un lider de închinare, recent îmi spunea că Doamne, noi nu ne întoarcem spre cântările lui Moldoveanu și al lui ăștia, Că ăștia l făcut în închisoare, nu mai trăim în, în timp de persecuție. Noi nu avem nevoie. Da, au fost bune pentru vremea asta, nu mai avem nevoie de așa ceva acum. Că noi trăim în huzur acum. avem nevoie de muzică pentru distracție. Avem nevoie de muzică care să fie pentru generația noastră. Că ne-i bine și suntem sănătoși, avem toate ce nu ne trebuie nouă muzica lor. Asta e mare prostie. Asta e mare. Biblia spune să ne aducem aminte de mai mari noștri care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm, auziți, cu băgare de seamă. Cu băgare de seamă. Atenți să evaluăm, să exegetăm viața acestor oameni. Să exegetăm viața acestor oameni. Să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm credința. Și să le urmăm credința. Este foarte interesant că ne spune să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire și nu spune să le urmăm viața. Ci spune să le urmăm credința. Nu-i frumos? Zice, uite-te la sfârșitul felului lor de viețuire și nu zice, fă și tu exact ca el. Ai și tu viața lor, că nu o să putem avea viața lor, ascultați-mă. Nu o să putem avea viața lor. Biblia spune să te uiți la sfârșitul felului lor de viețuire, așa îți dai seama că au avut o credință autentică. De ce? Biblia ne vorbește pretutind despre o credință care este testată, prelucrată în foc. Și Dumnezeu i-a lăsat pe oamenii aceștia ca să fie prelucrați prin foc, să se vadă credința lor autentică și noi să imităm, să urmăm nu viața lor, ci credința care a dus la viața aceea. De asta nu avem nevoie să urmăm viața celor oameni. Ci noi trebuie să căutăm să vedem ce credință au avut oamenii aceia care a dus la o asemenea viață. Nu să, nu să devenim oameni morali ca ei. Ca asta s-ar întâmpla dacă am urmări viața lor și am imitat viața lor, am devenit niște morali, niște oameni morali, care oricum nu am reușit să trăim ca ei. Biblia spune să ne uităm la ceea ce a fost sursa vieților. Și care a fost sursa vieților? Credința în Domnul Isus Hristos. Dacă o iei din anul uh, 33, dăm o, un an a, așa aproximativ, de când Domnul Isus Hristos a murit și când s-a înființat biserica, și dacă te uita la primii martiri ai creștinismului, până în anul acesta sau până în ziua de astăzi, când sunt omorâți creștini în China sau în Coreea de Nord, sau în cele musulmane, credința care i-a putat pe oamenii din secolul I și care îi poartă pe oamenii aceștia din secolul 21. sub săbi, sub ciomege, omorâți, credința a fost aceeași. Credința în Domnul Isus Hristos. De aceea nu trebuie să urmăresc viața lor, da? să imit viața lor, ci să imit sau să-mi doresc să am și să caut să am credința lor, care a făcut să aibă viața aceea. Credința lor. Credința lor. Credința în Domnul Isus Hristos. Credința în Domnul Isus Hristos. Deci urmați-le credința. urmați credința. Dumnezeu să ne dea putere să facem lucrul acesta pentru că este extraordinar. Să puneți mâna pe cărți, să, luăm, să punem mâna pe cărți, apropiu, să cumpărăm. Să cumpărăm cărți, să citim viețile acestor oameni și să vedem ce credință au avut. O credință în Domnul Isus Hristos. Nu o să găsiți, e foarte, dacă ați citit, vedeți că nu o să găsiți tehnici. Oamenii ăștia nu au avut tehnici. Trei pași ca să reziști într-o închisoare comunistă. Șapte pași ca să fii un lider bătut de comuniști. Nu, no, nu au avut. Treci pe pași ca atunci când te dezbracă în pielea goală și te ține pe ciment câteva ceasuri să scoți niște emnuri adevărate. Nu, no, niciunul dintre ei n-a avut tehnici din astea. Credința. Credința în Domnul Isus Hristos. Dacă ești legat de orice altceva, vei falimenta. Vei falimenta. Să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm exemplu. Și dacă aveți cărți de marketing religios, eu mai am vreo două pe bibliotecă, dați ascunse bine, să nu se vadă nici măcar în clipuri. Uh, alea trebuie date pe foc. Nu ajută la nimic, să știți. Nu ajută la absolut nimic. Biblia nu ne cheamă la așa ceva. Biblia nu ne spune să ne uităm la cei mai proeminenți lideri vremii noastre, cei mai buni papagali, îți scuze, predicatori, care vorbesc foarte bine, care își aleg bine cuvintele, care intră la inimile noastre, care spun povești frumoase, care au nu știu ce fel de experiențe, cei care pretind că fac nu știu ce fel de le crește biserica, cere biserice cu cea mai mare rată de creștere și așa mai departe. apropo, e o confuzie între mulțirea bisericii și creșterea bisericii, care sunt două chestii diferite. Biblia nu spune așa. Biblia spune să ne uităm la oamenii aceștia. La mai mari noștri care au fost purtați de Dumnezeu. Dar au fost purtați de Dumnezeu până în veșnicie pe această ușă a martirajului. Al doilea domeniu despre care ne vorbește, dar ne s-a vorbit despre înaintoașii noștri, despre învățătura bisericii. Despre învățătura bisericii. Acum e greu să spui ce învățătură trebuie să aibă biserica. Suntem atâtea culte, atâtea denominații în lumea asta, nu suntem niciuna. Dar sunt multe, zeci, sute, zeci de mii. Dumnezeu știe câte mai sunt. Sunt oameni care le numără, dar sunt foarte multe. Că în fiecare zi tot apare câte unul, câte unul, câte o altă denominație care are ceva diferit decât cealaltă. Și întrebarea este în hățișul ăsta, nu știu dacă dumneavoastră vă simțiți foarte bine, dar în hățișul ăsta de învățături, cum știi care e învățătura bună? Cum știi? Acum eu vă spun sincer, eu nu cred că Dumnezeu a intenționat vreodată și că lui Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control. Da? Dumnezeu a intenționat ca toată biserica să aibă văd să creadă toți la fel toate lucrurile, da? Și Dumnezeu a falimentat. Că uite ce a ieșit, domnule. Nu a reușit, da? Eu nu cred asta. Eu cred că sunt credincioși în toate denominațiile creștine de pe pământ. Cred că sunt păstori, cred că sunt predicatori credincioși, cred că sunt biserici credincioase în toate denominațiile care nu sunt secte, care nu sunt eretice, da? care nu neagă învățăturile elementare ale Sfintei Scripturi. Dar cred că cu toții ne aflăm într-o călătorie și prin Harul lui Dumnezeu ajungem la cunoștința învățăturilor Scripturii, așa după cum ne dă Dumnezeu Har și Lumină. Totuși, când Biblia vorbește despre învățătură străină, Biblia nu vorbește despre orice fel de învățătură. Acum, unii s-ar putea să creadă că poți să consumi alcool, alții că nu. Biblia nu despre învățăturile astea vorbesc. Biblia nu despre asta vorbește. Da? Unul crede că poate să mănânce zarzavat, unul crede că poate să mănânce și carne. Biblia nu despre asta discută când vorbește despre învățătură străină. Da? Pentru că textul spune așa, Iisus Hristos este acela ei era și în veci, să nu vă lăsați amângiți de orice fel de învățături străine. Despre ce învățături străine vorbește? Pentru că fiecare cutiuță religioasă pretinde că ea o învățătură adevărată. Ea o învățătură creștină. Nu? Ea a ajuns la lumina totală, de plină. Despre ce învățătură creștină se vorbește? Și acum, când punem în opoziție învățătura străină cu învățătura creștină, trebuie să știm următorul lucru în Sfânta Scriptură. Învățătura străină este o învățătură care se abate de la principiile de bază ale creștinismului. O învățătură străină nu este orice învățătură care e diferită de ce crezi tu. Cine crede orice diferit de mine are o învățătură străină. Nu despre asta vorbește Biblia. Învățătura străină Erezia sau Evanghelia falsă este orice învățătură care se abată de la principiile de bază ale creștinismului. Sunt chestiuni importante în Biblie, dar care nu sunt de bază. Importante, că dacă scrise în Biblie, sunt importante. Dar noi nu vrem să spunem, doamne, sunt anumite chestii secundare. Adică nu sunt așa de importante. Nu tot ce a spus Dumnezeu în Biblie este important. Dar nu totul este esențial de bază. Nu asupra tuturor lucrurilor Apostolul Pavel se pronunță cu aceeași duritate. Nu asupra tuturor lucrurilor, ci asupra celor lucruri care atacau principiile de bază ale creștinismului. Definiția fiind foarte clară și foarte importantă, că dacă nu e clară definiția asta, dacă nu e clară definiția asta, ce este o erezie, ce este o învățătură străină, atunci noi suntem în biserica asta, nici în biserica asta nu cred că vom găsi doi care să creadă toate lucrurile la fel. Din scriptură. Nu vom găsi, nu vom găsi, poate, poate vor fi diferențe mari pe iscatologie, de exemplu. Pe venirea Domnului. Unii cred în necazul cel mare, unii nu cred în necazul cel mare, unii cred în mii de ani, unii nu cred în mii de ani. Unii cred că biserica care răpită înainte necazului, în unii la jumătate necazul, alții după necazul cel mare. Alții nu cred că există necazul cel mare, că acum suntem în necazul cel mare. Alții cred că acum suntem și în mii de ani. Este tot felul de păreri pe chestiunea asta. Dar nu a fost niciun război aici, Escatologic. Da? Că dacă ne-am pune să cădem de acord în toate lucrurile, în ce privește venirea Domnului, știți când vom fi de acord? La venirea Domnului. Ascultați-mă, numai la venirea Domnului vom cădea de acord. Atâtea idei și păreri și aspecte diferite sunt că numai la venirea. Numai dacă ne-am pune să studiem Apocalipsa. Am terminat-o. Să știți, am terminat-o. Asta nu înseamnă că altcineva care nu crede ca mine crede o învățătură străină. Nu despre asta este vorba, da? Repet, definiția este foarte importantă. Când cineva atacă principiile de bază, esențiale ale creștinismului, începând de la doctrina despre Dumnezeu și despre Evanghelie, atunci este o învățătură străină. Și ne vom uita la câteva pasaje din Sfânta Scriptură. Acum, era contemporană în care noi trăim este caracterizată de toleranță. De toleranță, da? Și adevărul este că Dumnezeu nu tolerează. Dumnezeu nu tolerează nici păcatul, spune că înaintea ochilor lui, el nu poate să privească păcatul, da? Înaintea ochilor lui nu poate să stea nimic nelegiuit. Și Dumnezeu nu tolerează nici învățăturile false. Într-adevăr, presiunea din partea culturii noastre, a culturii seculare, este asta. Trebuie să tolerăm orice învățătură, orice idee, să ne vedem de treaba noastră, să nu ne băgăm în casele lor, să le lăsăm în pace, să nu facem prozelitism. Da? Asta este atitudinea culturii noastre. Una de. Așa zisă toleranța. Acum, toleranța culturii. Foarte clar. Cultura este tolerantă până în momentul în care tu ai o opinie foarte, foarte bine împământenită și crezi în ea. În momentul ăla, cultura devine intolerantă. Da? Intolerantă. Și, din păcate, limbajul și discursul acesta al toleranței a cuprins încetul încetul și bisericile. A cuprins și bisericile. Și uh, am uh, mulți dintre uh, cei care sunt credincioși cel puțin nominali, au adoptat discursul ăsta al toleranței. Da? Gen, vă citesc, vă citesc câteva expresii. Să nu fim atât de negativi. Nu? Nu sună bine? Să fim, pozitivi, nu? Să nu fim negativi. Nu e bine să nu fim negativ, e bine să fim pozitiv. nu e așa? Să ne concentrăm asupra lucrurilor comune. Sau asupra lucrurilor care ne unesc. Toți mâncăm cu furculița. Nu? E un lucru care ne unește. Domnul să ne concentrăm asupra lucrurilor care ne unește, nu asupra lucrurilor care ne divid, nu? Să ne ocupăm de slujirea noastră, asta zic unii. Doamne, vedeți-vă voi de slujirea voastră. Ce vă trebuie voi să vorbiți despre faptul că unii abuzează de doctrina Duhului Sfânt? Ce vă trebuie voi să vorbiți despre faptul că unii cred că Dumnezeu este o singură persoană, nu trei? Ce treabă aveți voi cu ei? Lasă Dumnezeu să creadă ce crede ei. Că toți cred într-un Dumnezeu. E treaba lor. E treaba lor. Ce treabă aveți voi cu faptul că alții sunt legaliști? Și pun nu știu ce reguli ca să fie mântuiți. Asta e treaba lor. Nu? Să ne vedem de slujirea noastră. Da? Să încercăm să fim mai buni. Să lăsăm noi teoria. Să încercăm să fim mai buni. Că dacă suntem mai buni, asta e cel mai important lucru. Nu? Să fim mai buni. Doctrina divide. Dragostea zidește. Hei, dragostea zidește. Toleranța vorbește. Învățătura, spun unii, a fracturat creștinismul. Ce vrem? Să fracturăm în continuare creștinismul? Așa că să nu avem decât discursurile astea terapeutice superficiale, ușor de asimilat, să nu deranjeze pe nimeni, că doctrina ne desparte, ne divide. Vin unii oameni, două, trei, 4, cinci săptămâni la noi, și după o predică, sau jumătate de predică, sau un sfert de predică, nu, mai asta e, gata. Și nu ne mai trebuie. Și nu ne mai trebuie, da? Plus că, dacă ești foarte opinios și ești foarte încredințat de lucrurile pe care tu le spui, Oamenii spun că pari puțin arogant. Ești cam arogant. Ești cam sigur. Cam îndrăzneț. De unde e tu la vârsta ta știi lucrurile astea? Unde a studiat voi, nu? Unde vă sunt diplomele fraților? Unde vreți să vedem? Care sunt cursurile pe care le-ați luat? De unde știți voi treburile astea? Vreți că cam aroganți, cam sigur de voi. Trebuie deci să spunem așa, fraților, noi credem că Dumnezeu e Sfânta Treime. Dar acum nu am studiat noi foarte mult. Că sunt alții cu diplome care zic că nu, Dumnezeu nu în trei persoane. Noi credem că mântuirea nu a prin har, dar vedeți, sunt anumite texte și alții spun că nu numai prin har. Dar noi așa credem. Acum noi tolerăm pe toată lumea, fiecare să creadă și o vedea la urmă ce o fi. Da? Vocea, vocea, toleranței. Așa se face că cei care își fac astăzi treaba de străjeri ai bisericii sunt priviți ca niște ciudați, frustrați, inadaptați, sectari, care fracturează, care se despart, care se izolează. Adevărul este că dacă tu uiți în Sfânta Scriptură, învățătura străină, despre care vorbește și autorul cărții evrei, să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Învățăturile străine sunt de mai multe feluri, de asta spune de orice fel de învățături străine. Sunt de multe feluri învățăturile străine și învățătura adevărată e una singură. Învățăturile străine au fost atacurile constante ale diavolului imediat după nașterea bisericii. Nici măcar nu era scris canonul Sfintei Scripturi că apostolul scrie primele epistole pentru că deja apăreau învățături străine. Noi ne imaginăm cumva că noi în secolul 21 avem o problemă pe care biserica nu a mai avut-o niciodată. Și ăsta e discursul bisericilor tradiționale. Biserica a crezut așa. Biserica a spus, care biserica? Că au fost zeci, sute, mii de biserici. În care de la început nici nu s-a scris canonul Sfintei Scripturi. Nici măcar n-aveai după ce să judeci. Că deja învățătorii mincinoși, frații falși și învățăturile eretice deja circulau în biserică. Ideea asta iluzorie că noi dacă ne-am întoarce cumva la biserica primară acolo Am fi foarte în siguranță că îi avem pe apostoli Și ei ne-ar spune care e adevărul Hei, până veneau apostoli, ăștia trimiteau alte epistole în numele lor Și se semnau în numele, în, în numele lor Și bisericii credeau învățături false Până apuca apostolul să facă a doua călătorie misionară Pe urmele lui vedeau apostoli mincinoși, învățători falci Că diavolul se preface chiar într-un înger de lumină Și veneau în urmele lor și stricau învățătura și majoritatea epistolelor sunt scrise ca să corecteze învățături străine. Ca să corecteze învățături străine. Noi suntem într-un avantaj enorm că avem canonul Noului Testament. Într-un avantaj enorm. Și domeniul asupra căruia apostolii s-au plecat cel mai mult și au fost poate cei mai virulenți a fost asupra învățăturii. Pentru că știau că din învățătură se strică toate lucrurile. Și aș vrea să călătoriți împreună cu mine, dacă aveți Sfintele Scripturi, și credeți-mă că acum, dacă aveți Biblia, așa, cu foi, căutați mai ușor decât cu aplicații. Ăsta e avantajul la venit cu Biblia la biserică, nu cu telefonul. Să vă dau câteva exemple. Să vedeți cum au prezentat autorii sfintele Scripturi chestiunea asta. Cum ar trebui să fie, care ar trebui să fie atitudinea noastră, relația noastră față de învățăturile străine. O luăm cu Galateniu, de exemplu, un text foarte bine cunoscut, el zice așa, Galateni 1 cu 7. Nu doar că este o altă evanghelie, zice, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Capitolul 2, versetul 3. Nici cartit care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost li să se taie prejur din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o aveam în Hristos. Iisus cu gând să ne aducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă măcar pentru că adevărul Evangheliei să rămână la voi. Deci unii prin tăierea împrejur atacau ce? Adevărul Evangheliei pentru că legau tăierea împrejur de mântuire. De mântuire. Capitolul 4, versetul 9 și 10. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase cărora vreți să vă supuneți din nou. Voi păzi zile, luni, vremuri, ani, mă tem să nu mă fiu de degeaba pentru voi. Aveau zile speciale, luate din, 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 contextul iudaic. Versetul 17. Nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râvnă față de ei. Capitolul 5, versetul 7 și 8. Voi alergați bine Cine v tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? În duplecarea aceasta Nu vine la cel ce v chemat Versetul 10 12 Eu cu privire la voi am în domnul încrederea că nu gândiți astfel Dar cel ce vă tulbură Va purta o sânda oricine ar fi el Versetul 12 Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură Asta trebuie să fie Unii ar vrea să nu există manuscrisile originale Pavel chiar asta spune Chiar asta spune dacă gândești în context unde ei vorbeau despre tăierea împrejur și spunea, dacă te tai împrejur, ești mai sfânt. Pavel spunea, da, taie, tată, dacă crezi că asta te, face mai sfânt. Taie! Da? A fost un Pavel foarte virulent, virulent pentru că la mijloc era Evanghelia. Capitolul 6, versetul 12 și 13. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur. Numai ca să nu suferi ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici cei care au primit tăierea împrejur nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea prejuri pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. Ăștia erau oameni care circulau în bisericile din Galatia. Era o erezie care împrânzise bisericile din Galatia. Efeseni capitolul 4. Zice așa. Dumnezeu a dat pe apostoli, pe proroci, pe evangeliști, pe păstori, pe învățători, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vând de învățătură. Prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși a adevărului. În dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Așa este creșterea. Filipeni, Filipeni, Filipeni capitolul 3, versetul 2. Păziți-vă de câinii aceia. Păziți-vă de lucrătorii aceia răi. Păziți-vă de scrijelații aceia. Ăștia erau tot cu în împrejur. Versetul 18. V-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele. Slava lor este în lușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Coloseni. Coloseni capitolul 2, versetul 8. Ia ascultați. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina sau obiceiul oamenilor. După învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Erau în opoziție cu Hristos. Versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra, nu realitatea, umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este a lui Hristos. Pavel pune toate lucrurile în opoziție cu Domnul Iisus Hristos. Toate învățăturile false. Nimeni să nu vă răpească premiul ale făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut. Umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești și nu se ține strâns de capul. Toate lucrurile le relaționează la Domnul Isus Hristos. Versetul 20. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăit încă în lume vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești au un adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și a față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva ghidilării firii pământești. Peste tot în Sfânta Scriptură vedeți atacul acesta continuu, virulent, a Apostolului împotriva învățăturilor false. 1 Timotei 1, 6 și 7. Unii fiindcă s-au de depărtat de aceste lucruri, au rătăcit, s-au apucat de flecării, ei vor să fie învățători ale legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Capitolul 4, versetul 1. Duhul spune la muri că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, de învățătura creștină, ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Aici nu este vorba despre o chestiune simplă. A, pur și simplu cre crede altă învățătură. Nu spune aici, este o lucrare satanică. Duhuri înșelătoare și învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, Însemnați cu fierul roșu în, însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. De ce e așa important asta? Și e spune da, pentru că Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumire de către cei care cred și cunosc adevărul. Da? Capitolul 6, versetul 3. Dacă învață pe cineva oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la sfințenie sau evlave, este plin de mândrie, nu știe nimic, are boala cercetărilor fără roșii, are certurile de cuvinte din care se nasc pisma, certurile, clevetirile, bănuierile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe, ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig, ferește-te de astfel de oameni. Îi spune Pavel lui Timotei. 2 Timotei 2. iau zice ce zice el. Ferește-te de vorbările goale și lumești că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necesirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca în din numărul lor acestora sunt Imeneu și Filet care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și înveit, a venit în vierea și răstoarnă credința unora. Capitolul 3. Capitolul 3, din nou Pavel se adresează la alt tip de oameni. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri. Noi zice, o, suntem dezamăgiți de biserică, să te aculte. Atât de împărțit creștinismul, atâtea învățători, vai de noi. De la început au fost lucrurile așa. Apostolul scrie epistole după epistole, epistole după epistole. Versetul 5, de exemplu, după ce îi descrie pe oamenii aceștia având doar o formă de evlavie. Ăștia au religie. Ăștia nu sunt oamenii lumii. Pavel nu are treabă să vorbească despre oamenii lumii. O formă de evlavie, dar tăgăduindu de puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vără prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreoiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Versetul 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții, se vor amăgi și pe ei înșiși. Ei sunt fraților în creștinism. Ei lucrează. Ei sunt mulți în biserica primară erau puține biserici, erau puține credincioși. Acum ați mulți și îți mulți de aceștia. Îți mulți de aceștia. Capitolul 4, aproape în fiecare capitol, Pavel lui Timotei îi spune de câte o categorie de aceasta de oameni. Versetul 3, că -și va veni vremea când oamenii, ăștia sunt membrii de data asta, nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor la urechile să audă lucruri. Cum? Plăcute, frate, ți-o plăcut? Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Și își vor da biserică democratică. Democrație în biserică. Își vor da învățător după poftele lor. Întrebarea nu se mai pune dacă predică cuvântul. Întrebarea se pune dacă îmi place. Și dacă nu îmi place, fraților, hai să votăm. Și am încheiat discuția, nu? Foarte simplu. Am încheiat discuția. Eu zic ce spune Pavel. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri. Vă sună cunoscut? Oameni care se depărtează de la adevăr și se întorc spre... Dacă v-aș ține povești, asta aici până la ora 1. Până la ora 1, Istorii Istorisire după istorisire. Experiențe. Povești. Ne-ar plăcea să le auzim. Așa suntem noi oamenii. Dar tu fii treaz în toate lucrurile și fă bine slujba, zice. împlinește bine slujba. Și ce slujbă? Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Te duci de la epistolul la epistolă și vezi același lucru. Tit, i-au ce spune Scriptura. Tit, lutit, îi spune Pavel că trebuie să pună prezbitere în fiecare cetate și, printre altele, prezbitere spune trebuie să aibă următoarea abilitate. Pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă, în evrei vorbește despre învățătura străină, și să înfrunte pe potrivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiați în prejur sunt mulți nesupuși, flecari, amăgitori, cărora trebuie să le se astupe gura. Unii toleranța lui Pavel. Că ar trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, de credincioși. Învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Nu trebuie să le învețe. Și v-aș putea duce până, până, la sfârșitul Sfintei Scripturi să vedeți de exemplu, dar ne uităm numai la, la Ioan. Trecem și mergem la Ioan. Fiecare epistolă, pe Petru, știți deja că l-am studiat foarte clar, 1 Ioan 2 cu 18. Copilașul este ceasul cel de pe urmă, asta scria cu 2000 de ani. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum, înainte să vină marele anticrist, personajul ăsta malefic, s-au ridicat mulți anticristi mă dacă vine unul, ne punem tot să-l depistăm. Știi, vine unul, care e semnele lui? Și ne le spune Pavel în 1, 2, Tesaloniceni. Dar acum spune, până vine la mare, S-au răspândit, răspândit o grămadă de mici anticriști, mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Mulți ar trimite lui Pavel, lui Ioan, câte o epistolă se spune. Pavel și Ioan, mai, vai, ce greu e în vremea în care noi trăim. Că să atâta e reci și astea învățători și a spune, oh, v-am spus de 2000 de ani lucrul ăsta. De atunci erau, atunci se ridicaseră mulți anticriști. Ac atunci se ridicaseră mulți anticriști. Versetul 26. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce vă caută să vă rătăcească. De ce le scrie epistola? E, ne -a scris ca să ne învețe să ne iubim, să ne purtăm frumos unii cu alții, să ne zidim. Sigur că am scris și de asta. Spune, v-am scris din pricina unor oameni care vor să vă rătăcească, vor să vă ducă în rătăcire. Capitolul 4. Am discutat de multe ori, de multe, multe, multe ori cu oamenii. Despre tot felul de subiecte. Și eu am considerat că de fiecare dată, dacă ai o diferență cu cineva pe un anumit subiect, tot ești câștigat. Dacă omul are argumente foarte bune din scriptură, tu îți cercetezi poziția ta. Poate tu ai dreptate, dar omul a fost mai abin în argumentare. Dar te pune să gândești mai bine poziția ta, nu? Și poate ești greșit și omul să aduce niște argumente din Sfânta Scriptură și te schimbi într-o anumită chestiune, da? Întotdeauna am găsit că este benefic să discuți. Și ce spun oamenii care nu sunt doritori să discute? Mulți dintre ei, ai grijă să nu hulești pe Duhul Sfânt. Adică taci? Tu trebuie să crezi ce am spus noi. De ce? A așa am spus noi, taci. Pavel nu spune așa. Ioan nu spune așa. Petru nu spune așa. Ia uzi ce spune. Prea iubiți să nu dați da crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoaștem după aceasta. Hei, te pui, tu cine ești tu să cercetezi pe Duhul lui Dumnezeu? Și ce? Duhul lui Dumnezeu nu este rușine să fie cercetat. El lucrează la vedere, la lumină. El lucrează în conformitate cu cuvântul, el poate fi evaluat, vrea să fie evaluat. Adică Duhul Sfânt scrie epistole în care ne poruncește Duhul Sfânt să evaluăm lucrarea, să vedem dacă este de la Duhul Sfânt sau nu este de la Duhul Sfânt. 2 Ioan. 2 Ioan, versetul 7, ia zis ce spune. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine într-un. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia și nu rămâne, o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nare are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe tatăl și pe fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu îl primiți în casă și să nu-i ziceți nici măcar bun venit. Că cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Asta este învățătura Scripturii. Asta este învățătura Scripturii. Sunt multe lucruri de spus, multe texte de observat, dar am vrut să observați să vă faceți uh, o imagine de ansamblu și să înțelegeți din lucrul acesta că în Sfânta Scriptură ni se cere pretutindeni să avem grijă la învățătura care este dată. Să avem grijă la învățătură, să avem grijă la măgitori, la frați falși, la apostoli mincinoși, la proroci mincinoși, la învățători mincinoși. Este o chemare a bisericii. Și porunca care se dă în textul acesta este dată fiecăruia dintre noi. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Tuturor ni se spune lucrul acesta. Acum, în încheierea acestui mesaj vreau să vă dau câteva criterii după care putem judeca. Autorul spune așa, el începe și spune în versetul 8 așa, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Și textul acesta nu-l folosește pentru a spune că și astăzi putem să facem ce-a făcut apostolii. Textul acesta este folosit, ideea aceasta, adevărul acesta este folosit ca un postament al învățăturii. De unde știu eu că învățătura nu evoluează? De unde știu eu că după 2000 de ani, Duhul Sfânt spune Hei, ăștia trăiesc într-o într societate și într-o cultură total diferită de acum 2000 de ani. Trebuie să reevaluăm lucrurile și să le dăm o metodă nouă de lucru pentru biserică. De unde știu că lucrurile nu sunt așa? De unde știu dacă ar veni cineva acum cu semne și minuni și cu o revelație nouă că n-ar trebui să o accept? De unde știu? Știu din cauza faptului că autorul ne spune că postamentul învățăturii este un postament cristocentric și este însuși Domnul Isus Hristos. Învățătura nu se schimbă pentru că Isus care este sursa învățăturii, centrul învățăturii și marele nostru învățător nu se schimbă. Isus Hristos este același ieri și azi și în veci. Da? Pentru că învățătorul nostru Isus nu se schimbă, pentru că sursa centru învățăturii noastre, care este Isus, nu se schimbă, nici învățătura nu se schimbă. Așadar, orice schimbare a învățăturii este un atac asupra, nu asupra doctrinei sau mărturisirii noastre de credință, ci este un atac asupra persoanei Domnului nostru Isus Hristos. Pentru că El este învățătorul. El este sursa învățăturii. El este centru învățăturii. Da? având această, acest postament și înțelegând că orice învățătură nouă, diferită, deosebită de Sfânta Scriptură care vine, este un atac asupra persoanei Domnului Isus Hristos, asta presupune că noi vom apăra această învățătură, da? Noi vom apăra această învățătură. Și el spune, să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Pentru că este un atac asupra Domnului Isus Hristos. Și, cum depistăm aceste învățături? Ne spune întâi despre învățătura sfințeniei și după aia ne uităm la învățătura străină. Învățătura sfințeniei este sumarizată prin acest principiu. Este bine ca inima să fie întărită prin har. E foarte simplu. Este bine ca inima să fie întărită prin har. El a stabilit deja că centrul învățăturii noastre este Domnul Isus Hristos. El este învățătorul nostru. Da? El este sursa învățăturii noastre. Și apoi ne dă acest principiu pe care îl poți desparte în două. Învățătura Sfințeniei se focalizează pe inimă și învățătura Sfințeniei se focalizează pe har. Învățătura Sfințeniei se focalizează pe inimă și învățătura Sfințeniei se focalizează pe har. Esența învățăturii Sfințeniei este aceasta. Harul lui Dumnezeu, despre care vorbește aici și care întărește inima, este o favoare necondiționată, nemeritată a lui Dumnezeu. Dar harul în Sfânta Scriptură este și forța lui Dumnezeu prin care el lucrează. Chiar el spune har, vă și pace. El se referă la o lucrare a lui Dumnezeu activă în vieții noastre. dacă când Duhul Sfânt se află în exercițiu în viețile noastre și lucrează pe baza jertfei Domnului nostru Isus Hristos, fără ca noi să fi meritat lucrul acela, da? Deci, această învățătură a lui Dumnezeu, pe care El ne-a lăsat-o în Sfânta Scriptură și care aduce harul lui Dumnezeu în inimile noastre, această învățătură este esența corpului de doctrine din Sfânta Scriptură, da? Vedeți ce, ce eficient și ce puternic este harul acesta și această învățătură care aduce harul pentru că ea pătrunde până unde? Până în inimă. Dar ea nu lucrează superficial, ea lucrează asupra inimii noastre, da? Ea este puternică, Dumnezeu întărește, spune inima, prin har. Asta este esența învățăturii. Învățătura creștină este o învățătură bazată, centrată în harul Domnului Isus Hristos și este o învățătură care lucrează asupra inimii. Orice învățătură care te duce spre exterior, și câți dintre noi n-am trăit, poate, ani de zile cu reguli din astea? Cu reguli din astea. Dacă bei cafea, dacă bei cola, dacă bei prea multă cafea, probabil se ridică tensiunea. Dacă bei prea multă cola, îți distrui stomacul. Dar nu te face cu nimic mai sfânt sau păcătos. Și aș putea să vă dau zeci de reguli de acestea, care sunt mai ușor de ținut decât să-ți evaluezi sincer în lumina Cuvântului Dumnezeu prin ungerea Duhului Sfânt, inima și să vezi ce putrega în ea și să te angajezi într-o luptă până la sânge împotriva păcatului din tine. Nu din sticla de Coca-Cola. A e ușor. A, scot eu Coca-Cola afară din casă. Doamne ce sfânt sunt. Nu ești. Ești mai ipocrit decât ai fost mai înainte. Vă dau doar exemplul ăsta. Nu vreau să intru în alte alt exemple, că sunt multe. Învățătura Sfințeniei este o învățătură care accentuează puterea Harului Lui Dumnezeu de a transforma inima. De a transforma inima untru nostru. Dumnezeu nu vrea să fim niște moraliști, morminte văruite, care pe dinăuntru suntem plini de putreziciune și de păcat, dar prin exterior suntem bine, suntem frumoși. Și el pune în opoziție. Este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin lege. Scriu unor evrei. Nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Autorul aici încheie pasavul acesta dând un exemplu cu care se confruntau evreii. Pentru că evreii știți că țineau foarte mult la legile lor ceremoniale. Și acum noi trebuie să înțelegem. Legile acestea, culinare, sanitare, ceremoniale, au fost poruncite de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu le-a poruncit legile acestea pentru că îi făceau mai sfinți. Nu pentru că îi făcea mai sfinți, ci pentru că îi făcea deosebiți între toate popoarele. Au fost legi care atingeau exact sfințenia, inima lor. Dar au fost legi ceremoniale, culinare, sanitare, care se ocupau de trupul lor și care făceau deosebiți și făceau să fie văzuți înțelepți în toate popoarele. Asta spune Dumnezeu. Respectați lucrurile astea pentru că o să se uite neamurile la voi și o să zică ce popor înțelept, ce Dumnezeu au ei. Ei, odată cu venirea Domnului nostru Isus Hristos, lucrarea lui Dumnezeu se desfășoară într-un alt mod. Dumnezeu a scos din calcul toate cele zeci de legi pe care ei le-au făcut sute și sute și sute și sute de legi, pe lângă Sfânta Scriptură, a dat la o parte toate lucrurile acestea, în centrul nostru este persoana Domnului Isus Hristos, care vine și locuiește în noi prin Duhul Sfânt și care înnoiește inimile noastre prin Harul Lui. Dar erau unii în biserică care spuneau, nu, trebuie să ții zile, trebuie să ții sărbători, trebuie să ții ani, trebuie să nu mănânci aia, trebuie să nu mănânci aia, trebuie să nu bea aia, trebuie să bei aia. Au adus din nou aceste legi culinare și ca să-i facă pe credincioși să le țină, au început să le lege de mântuire. Au început să le lege de Evanghelie. Asta e problema. Domnul, că Pavel spune, dacă tu nu, vrei să mănânci, tu nu vrei să mănânci carne, treaba ta nu mânca. Dar nu asta e învățătura. Învățătura creștină, libertatea pe care ai în Hristos, este că poți mânca carne. Dacă tu vrei să o ții pentru tine, ține-o pentru tine. În momentul în care vii și spui, doi, toți sunteți zice păcătoși. Voi nu sunteți sfinți, că nu respectați legea lui Dumnezeu. Și te duci și citești din Levetic, din Deuteronom și spui toate legile alea și sărbătorile. Pavel spune anatema. Ești blestemat. Asta spune Pavel. Pentru că ai legat lucrurile acelea de Evanghelie. Dacă tu vrei să le ții pentru tine, ține-le, e treaba ta. Dar dacă tu te strecori în adunare și pe furiș și începi să le spui fraților că lucrurile acelea țin de mântuire, de sfințire și așa mai departe, Pavel spune anatema, afară cu el. Nici să nu-i spui bun venit. Învățătura aceasta străină este o învățătură preluată din Vechiul Testament, dar a devenit străină pentru că ea era legată de Evanghelie. Dumnezeu niciodată n-a vrut să fie legată de mântuirea lor. Niciodată n-a intenționat Dumnezeu lucrul ăsta. Da? Astea sunt învățături, observați, sunt învățături exterioare. Da? Pavel spune că autorul spune n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Sunt învățături exterioare care țin de exteriorul nostru. Sunt lucruri fizice. Sunt învățături învechite, sunt preluate din Vechiul Testament și Dumnezeu le-a scos din uz. Îs iraționale din punct de vedere al sfințeniei, pentru că cu ce te ajute pe tine? În sfințirea ta practică, faptul că ai mâncat sau nu ai mâncat zarzavaturi. Cu ce te ajută? Cu nimic. E irațional să crezi tu că am mâncat ceva, sunt mai sfânt. Dar sunt oameni care cred lucrul acesta. Îs irelevante în ce privește sfințenia. Total irelevante. N-au absolut nimic de-a face. Îs din două categorii diferite. Îs ineficiente, Pavel, autorul spune că n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. La absolut nimic. Nu i-a ajutat cu absolut nimic. Ineficiență totală. Îs ipocrite, da? Că prin ele se promitea o transformare, ești mai credincioși, ești mai sfânt, ești pus deoparte pentru Dumnezeu și de fapt nu făceau absolut nimic și sunt blasfemiatoare pentru că autorul le pune în opoziție cu persoana Domnului nostru Isus Hristos. Isus Hristos este același era și în veci. Este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la absolut, zice, nimic pentru cei ce le-au ținut. Aici este un principiu pe care noi îl putem extrapola, uh, și anume că tot ceea ce este adăugat la harul Domnului nostru Isus Hristos, singura favoare, singurul, uh, singura putere pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziție pentru transformarea inimilor noastre, tot ce se adaugă la lucrul acesta este greșit, este păcătos, este învățătură străină, da? Și închei uh, aducându-vă din nou în atenție această structură a textului sau această combinație de cuvinte care vă arată care e învățătura sănătoasă. Zice, aduceți-vă aminte de mai mari voștri. Ei vin. Care v-au predicat cuvântul? Asta e treaba mai marilor. Treaba mai marilor nu este să fie manager spiritual. Treaba mai marilor este să vestească cu credincioșie cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă la sfârșitul felului lor de vețuire, pentru că efectul cuvântului în viața unui om este o viață schimbată. Ei vin și predică, și în viața lor trebuie să vadă cuvântul acesta. Și urmați ce? Credința. Asta e reacția mea față de cuvânt. Predică cuvântul, reacția mea față de cuvânt este să cred. Dacă am crezut, viețuirea mea se schimbă. Este o legătură între credință și conduită, între credință și comportament, între credință și uh, viețuire. Iisus Hristos este același era și în veci. Țineți-vă din învățăturile care au principiul acesta. Inima este întărită prin har. Asta este esența cuvântului lui Dumnezeu. Ar trebui să puteți veni și la mine și la fratele Mihai, dacă după o, o predică nu ați auzit despre Domnul Iisus Hristos. Și dați mă frate, cum mi-ai arătat un predică asta că Domnul Iisus Hristos, pe care tu trebuia să-L predici, că asta am înțeles că e treaba ta, cum Domnul Iisus Hristos, care locuiește în inima mea, mă întărește și în săptămâna asta și în continuare prin har. Cum? Că n-am auzit nimica de El. Nimic. N-am auzit nici de lucrare lăuntrică asupra inimii, n-am auzit nici despre Harul lui Dumnezeu și n-am auzit nici despre Isus Hristos. Unii cred că Harul, nu? Poate fi abuzat. Unii cred că Harul duce la păcat. Textul spune că nu e așa. Textul spune că inima este întărită prin Har. Se referă la o sfințenie lăuntrică, la o întărire spirituală. Când Isus Hristos vine și locuiește în inimile noastre, nu locuiește pe baza legii sau a legilor, ci Isus locuiește în inimile noastre pe baza Harului și ne face parte de Harul Lui. Și transformarea pe care El o face, o face prin Harul Lui. Dumnezeu să ne avute să privim la înaintașii noștri, că să a fost primul punct, și să ținem la această învățătură sănătoasă a Sfintei Scripturi, care este simplă în esență. Complicate sunt falsurile, adăugirile, combinațiile. Inima este bine să fie întărită prin Harul Domnului nostru Isus Hristos. Amin.